Cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Cei cu Andy sunt prințul farselor. Toată lumea din oraș, de la familie, la colegi, toți știu farsele mele. În afară de lor, vreau să vă tot călesc, să bat toate recordurile. Cei cu A, spune cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Spune, spune, spune cei cu A, spune cei cu, cei cu Andy. Farsa care nu s-a petrecut niciodată. Ei, dacă păsările și veverițele se pot ascunde acolo, pot și eu. Andy? Au! Nu, întoarce-te! Cine e păia deștept? Cine e nu, păia nu, nu. deștept? Uș, uș, uș! Cine e nebun acum, Andy? Ia zi-mi! Cu siguranță e pentru păsări. Totul a început de la o farsă nevinovată care a scăpat de sub control. Mamă, sunt fiert! Cum era să știu că gorila aia de 300 de kilograme cu un Harley va găsi pe acel portofel în locul unei bătrâne drăguțe? Tocmai treceam prin cocina asta de oraș și va găsi portofelul. Portofelul meu? Da, era chiar în mijlocul străzii. Nu e portofelul meu? A, da? Este numele și adresa dumneavoastră împreună cu o foaie de hârtie pe care scrie o recompensă de 22 de dolari. Nu știu nimic, cum spuneam, nu e al meu. Vrei să mă păcălești? Ascultă. Chiar deloc, crede-mă. Ce? Am spus că poate te ajută cei de la poliție. Ascultă-mă, domnule 95, nu e nevoie de polițiști. Vreau doar cei 22 de dolari. Da, nu prea am. Ce zici de un dolar 50? Îmi pare rău. Nu te pot ajuta mai mult. Eu plec până nu-mi dai cei 22 de dolari. Da, 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 dar ți-am spus. În rost de ei. Ajută, nu mă răni. Nu mă răni. Stai. Banii de care dat-ai soției pe care îi ține în borcan. Vezi că nu a fost așa de greu? Andy? Da, vrei să nu mai faci gălăgie? Încerc să adorm. Tu, ia vino! Nu ți-e familiar lucrul ăsta? A, ce, cum? O, eu nu, adică... Un motociclist agresiv l-a găsit și era când poți să ajung la anunțurile funerare din ziarul de mâine. De data asta ai depășit măsura, Andy. Ai nevoie de puțină disciplină, tinere. Vara asta te paște școala militară. Clar? A? Hai, ce? Auci! Tată, te rog, te implor, nu mai fac farse, jur! Să nu-ți spui nimănui ce s-a întâmplat aici sau pedeapsa ta va fi mai grea, înțeles? Mă faci de pe mine! Adică, ca de exemplu? Nu-mi vine să cred, școala militară! Vreau să fac farse, nu să conduc tancuri! Și știi că fetele sunt înnebunite după bărbații în uniformă. Așa se comportă inamicul. Ah, îmi doresc să nu se fi întâmplat nimic. Hai, asta e! În afară de noi, tata și motociclistul, nu mai știe nimeni de farsa asta. De ce cred eu că asta duce undeva? Nu există nicio dovadă că s-ar fi întâmplat ceva. Trebuie să-l conving pe tata că și-a imaginat asta. Oh, da, și asta e simplu. Ajutoarele mele pentru farse le-am adunat îndelungul anilor. Ceva vechi, ceva nou, ceva împrumutat, ceva albastru și ceva care așteaptă momentul potrivit. Ca asta, o copie a Est Gekel Kekel. Și asta, da, astea trei se potrivesc. Trei? Te număram și pe tine, amice. Ai și tu rolul tău în planul meu diabolic. Tata nu va observa. Cine verifică data pe fiecare pagină? Pony vrea biscuiți? Pony vrea biscuiți? Vorbind de biscuiți, cum te simți? Curată cușcă! I-ai promis lui Martin că vei avea grijă de pasăre cât timp e cu familia în vacanță. Peu! Peu! Da, da, o să mă conformez. Tată, s-a întâmplat ceva în oraș în weekendul ăsta? Chiar asta s-a întâmplat, da. Râul din orașul nostru s-a revărsat din nou. Se pare că au fost inundate pivnițele câtorva case.
Prietenii mei locuiesc în zonă. E luni dimineață și momentul să pleci la muncă. Trebuie să câștigi bani, trebuie să lucrezi mult mai mult ca să-ți câștigi existența. Mergi, Mr. Larkin. Copil nebun. Bătrânul Danny a venit la timp. Știi, n-a fost rău. Cu puțin exercițiu și un sutien ar putea intra în echipa de majorete a școlii. Totul e conform planului, diseară meciul de hockey de la TV. Mama și Jen nu suportă hockey-ul, dar preferații lui tata joacă. Iar el n-a ratat un astfel de meci, dar de data asta o să-l rateze. Mulțumesc, domnule Timberley. Este o onoare pentru mine să fiu ales angajatul lunii a doua oară. E o mare plăcere. Și a treia oară anul ăsta. Foarte bine, nu? Dacă asta te interesează, cred că da. Uite o copie, am semnat-o. Să nu fii surprins dacă Timberley mă promovează la departamentul tău zilele astea. Poate chiar pe postul tău. Intră! Dar Kim, ce e? Vreau să spun că am citit despre inundație. Sper că nu ți-a afectat casa. Despre ce vorbești, Larkin? Au trecut ani de la ultima inundație. Dar am citit în ziarul de azi. Nu știu ce ai mâncat-o la micul dejun, dar te anunț că n-a fost nicio inundație. Acum tu de la muncă imediat, ce mai stai? Dar... Muncă! Dar inundația? Nu mai este. Dar am văzut, știu că am văzut. Andy, dă-te la o parte. Ai avut noroc? Nu, tu? Haide, Al, să-ți fac un ceai. Știu că am citit despre inundație. Trebuie să găsesc articolul ăla. Nici o șansă, nu sunt fraier. Am aruncat ziarul într-un tomberon de gunoi în drum spre școală azi dimineață. Nici o probă, nu? Tomberon de gunoi! Tomberon de gunoi! Hei, fraiere, nu mulțumești că ți-am făcut treaba? Am curățat cușca păsării azi dimineață. Serios? Da, nu mai miroase, nu simți? Credeam că de fapt ai plecat tu. Ha. A, bine, e ora 8. Oho, asta doare sigur. Un puc în piept ca ăsta. Pot să mă uit la cei din Edmonton sau la pinguinii din Pittsburgh. Mai puțin pe caseta mea. Cei de la New York Islander cu cei de la Mighty Ducks. Meciul tocmai a început. Super! Echipa mea preferată mă va ajuta să mă relaxez. Rățoii de la Mighty Ducks măcăne pe gheață. Joacă extraordinar! Bună lovitură! Este alt meci! Oh, ce zi îngrozitoare! Mă duc puțin afară să iau aer! Ce zi obositoare! Ce zi obositoare! Wow! Cei de la Oilers sunt foarte buni în seara asta! Foarte mult timp de acum înainte ne vom aduce aminte de noaptea asta și vom spune că a fost o lovitură Andy, foarte bună! Andy, unde a plecat tatăl tău? Nu știu, mamă. Ciudat! El nu pierde niciodată meciurile cu cei de la Oilers! Buc, bac, 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 brei, boc. Îmi plac puii, sunt prietenii mei. Dintre toate păsările sunt câștigătorii. Îmi plac puii mai mult decât toți, dar cel mai mult. Preparați la cină. Să protejăm pădurile, deci nu mai avem ce să lucrăm. Ce? Cine se cred cei care sunt la protecția mediului? Dacă nu tăiem pădurea, nu o să mai avem hârtie. Ce mai adunătură? Ce oameni, ce oameni! Ah! Îmi pare rău că vă întrerup, domnule Timberley, dar cred că trebuie să știți că avem unele probleme la departamentul al doilea, știți dumneavoastră. Ce mai e? Este Larkin, domnule, se ceartă cu ceilalți muncitori. Nu știu ce să fac. Din ce cauză? Pe jocul de hockey, domnule. A început să fie violent. A încercat să pună o bucată de zahăr pe nasul lui Bertie Alcock. Îmi pare rău că vă deranjez, domnule Timberley, dar vreau să vă spun ceva. Despre ce vrei să vorbim, Larkin? Colegii îmi zic că a fost meciul cu echipa preferată la TV ieri seară. Cred că este un complot împotriva mea, nu se poate. Dar chiar au dreptate. Meciul chiar a fost aseară, Larkin. Chiar eu m-am uitat la meci. Tu ce ai făcut de nu te-ai uitat? Dar este imposibil. A fost alt meci, nu ăsta. Ascultă, Larkin. Tocmai am aflat că cei de la protecția mediului vor face o demonstrație sâmbătă. Iar eu trebuie să am grijă să nu fie devastată zona. Ultimul lucru de care mă ocup acum e să vorbesc cu un angajat care se ceartă cu tot restul angajaților. Ce naiba nu ai capul la tine? Vă prob, domnule Timberley, vă prob. Ai început să te porți cam ciudat în ultima vreme, Larkin. Poate e de la stres. Eu cred că trebuie să-ți iei câteva zile libere.
Dar, domnule Timberley, cine o să facă treaba eu, mea? Eu. Pot să fac și ce face domnul Larkin. Cât lipsește el, domnul Timberley? Pot. Atunci am stabilit. Te duci acasă și te odihnești, Larkin. Dar, domnule Timberley... Acasă! Vrei să zici că meciul a fost aseară la TV? Păi da, ce aș putea să spun, tată? Am stat și eu aici și m-am uitat la el. Da, dragule, a fost... am văzut chiar eu. Ciudat, data viitoare o să-mi zice cine știe ce poveste. Chiar n-am văzut nicio hârtie, tată. Tu mi-ai spus despre ea. Este o nebunie totală. Totul merge așa cum am plănuit. Hei, ia uite, e Danny. Bună tuturor. Danny, chiar vreau să te întreb, de ce te comportai așa ciudat acum două dimineți, a? Nu știu despre ce vorbiți, domnule Larkin. Ai fi serios, nu începe și tu. Dimineața erai afară în lejerie și cântai despre pui. Pui! Mă speriați, domnule Larkin. Ultima dată când am fost eu pe aici a fost duminică. Ce se întâmplă cu mine? Cred că încep să nebunesc. Cred că este de la stres. Totul a început duminica trecută când biciclistul ăla a încercat să mă bată. Nu ai zis nimic despre niciun biciclist. Nu am vrut să-ți fac griji. A trebuit să dau banii pe care aveai tu în pușculiță ca să scap de el. Nu mai scăpam. Dar, Al, nu lipsește niciun ban din pușculița mea. Asta pentru că i-am pus eu înapoi. Totul este din vina lui Andy, cu gluma lui stupidă cu portofelul. Andy, spune mamei tale de ce te trimite la școala militară. Tată, n-a fost nicio fază cu portofelul și nici cu un biciclist. Și acum e prima dată când zici de școala militară. Jen, hai să mergem. Cred că a făcut bine domnul Timberley că ți-a dat câteva zile libere, dragule. Trebuie să te odihnești. Totul o să fie bine. Vede-mă. Da, tată, nu este nicio grabă. Dar biciclistul a fost aici. Nu cred că-mi imaginam eu una ca asta. Dăm banii. Ce ai zis? Cine e băiat deștept? Cred că Timberley avea dreptate. Am muncit prea mult. Școala militară? De ce am mai scos și asta? Nota, vă rog. Dacă tot este liber, tatăl vostru a decis să se ocupe el de prepararea mesei. Ce avem la micul dejun? Varză și omletă cu ficat. Știu, dar nu mai face gălăgie. Trece printr-o perioadă grea și are nevoie de sprijin. După ce terminați micul dejun, o să vă duc pe amândoi la școală. Chiar trebuie să faci asta, tată? Vreau să zic că nu mai suntem mici. Au! Adică vreau să mulțumim, tată, mulțumim. Ar fi foarte frumos dacă ne duce. Să aveți o zi bună amândoi! Pa! Pa, pa! Vă iubesc! Pa! Da. Pa, tată. Ia dus tăticul pe copilaș și răsfățați la școală. De ce am eu senzația că nu se va sfârși bine? Al, încerc să aspir pe aici. Nu este nimic de făcut pe acolo? Tată? Dar ce face aici? L-am întrebat pe domnul Hutkins dacă pot să vin să vă arăt cum se face hârtia și el a acceptat. Și abia aștept să vă arăt. Dar nu uitați că nu accept să se întârzie la ora mea, clar? Așa cum știți și voi, hârtia este făcută din copaci. Hârtia se face din fibră de lemn. Altă hârtie se face din bumbac și plante. Alta din materiale sintetice. Înțelegeți, copii? Nu pot să cred! Nu așa se ține o bântă, Andy? Stai să-ți arăt eu! Arată-mi tot ce poți, Danny, băiete! Nu pot să cred, abia aștept să-l văd pe Rogi Junior! Cum o să-și rupă degetele când o să vrea să ia moneda? Nu este amuzant, Andy! Șterge ce faci acolo și gata cu glumele. Unii copaci sunt făcuți din fibre foarte groase. Hârtia care este din acești copaci este diferită de hârtia care se face din cei cu fibră lungă. Și este mai subțire, evident. Gata, până aici. Chiar și Lori mă urăște. Trebuie să scap de tata de aici. Ce noroc am avea dacă școala s-ar închide din cauza pojarului.
Da, dar îmi imaginez că dacă nu se mai face școală, nu o să mai vină nici tata. Acum că i-am desenat pe Johnny și Hazel, apoi am stat toată după amiaza și am ascultat ce poți să faci cu hârtia, am auzit că filmul ăsta are un sfârșit senzațional. Hei, te-am găsit într-un final. Ce? Este un film minunat, niciodată nu știi cum se termină. Femeia asta a fost șeriful de la început. Crede. Minunat! Când o să apară tatăl tău și o să ne facă de rușine? Nu-ți face probleme! Lasă-l avărul lui, George, din Halifax, să-l invite la nuntă. Așa? Na, eu am făcut-o, dar tata nu știe asta. Tată, dar cum rămâne cu nunta lui George? Ce este cu ea? Nu fac eu atâta drum ca să mă duc la nunta lui. Hei, Andy, fii atent! Trebuia să-mi aduc aminte cu ce rude. Se înțelege? Hârtia trece prin cilindrele încinse și este făcută din fibrele care sunt presate foarte bine. Incendiu! Incendiu! Toată lumea afară! Numai puțin! Soneria asta se aude de aici, din sala asta. După ce este trecută prin apă, hârtia se întinde și se rulează. Ați înțeles? Ah, tată, ce faci? Îi duc lui genitor câteva modele noi de hârtie pentru toaletă să le pună la baie. Ce este cu semnele astea? Și eu fac parte din cei care protejează natura și voi participa duminică la demonstrația Protejați pădurile. Din cauza voastră, șeful meu era nervos. Dacă nu avem păduri, nu avem nici hârtie. Cum o să ne mai ducem la baie, ipocritule? Ai auzit de bideu? Haide, tată, lasă-l în pace, să mergem. Mulțumesc că ai venit, Lori. Chiar vreau să-ți spun că îmi pare rău pentru tata. Știu că a fost o pacoste zilele astea. Ei, văd că se întâmplă multe când îți cer scuze. Bună, vă supărați dacă stau și eu cu voi? Lori? Am zis eu ceva care o să supere Andy? Nu mai suport! Bine, n-am mai făcut asta până acum, dar trebuie să vă spun ce i-am făcut. Trebuie să-l fac pe tata să se întoarcă la servici. Mai bine mă duc la școala militară decât să mai suport toate astea. Tată, vreau să-ți spun ceva. Andy, am știut că am fost opacoste zilele astea. Tocmai am auzit că Vol face o treabă foarte bună de când eu nu mai lucrez. Și în cazul ăsta eu nu mai am de ce să mă întorc. Vole? Da, Vol, profitorul ăla mic. Spune-mi despre acest Vole, tată. Ce vrei să faci, fiule? Încerc să mă informez. Este pentru un proiect la școala despre copaci. Poți să mă ajuți, te rog? Dragă domnule Vole, îți mulțumesc că nu mai tai copacii. Dacă o să fii de partea noastră, n-o să te uităm. Protecția pădurilor. Ce e asta? Ce mi-ai ascuns, Vole? Ah, ce mi-a ascuns omul ăsta? Am îmbrățișat copacul? Da, domnule Timberley, chiar acum, domnule Timberley, și vă mulțumesc! Nu o să ghiciți! Timberley, vrea să mă întorc înapoi la muncă cât mai repede! Se pare că Vol a fost dat afară! Nu mai am timp să mănânc, așa că puteți să mâncați voi! Ne vedem diseară! Vedeți că au fost făcute din tofu căltitele! Poftă bună! Cine e băiat deștept? A durat foarte mult ca să pun totul la punct. Tot planul cu cei de la protecția mediului să fac restul. Dar merită orice ca să nu-l mai am pe tata prin preajmă, nu-i așa, prieteni?
Andy, ascultă-mă! Se pare că Vol era cu cei de la protecția mediului. Timber le-a descoperit asta când a umblat în dulapul lui Vol. Îți sună cunoscut? Ia zi! Da, bine, bine, nu trebuie să intru în panică. Am șters toate urmele, nu mai e nicio dovadă, nu? Ce? Nu știu ce spui acolo, tată. Dă-mi banii, nu-mi face rău! Nu-mi face rău! Andy, papagalul chiar a zis și am zis! Cine a pus hârtia asta aici? Eu, luna trecută. Cineva trebuia să curețe colivia. Și de unde a apărut? Din ziarul de atunci. De ce? Râul orașului a făcut o mare inundație. O mare inundație. A, nu! Jen a luat bucata aia înainte să arunc eu ziarul la gunoi. Nu! Andy! Aruncat la gunoi! Ei bine, ei, am auzit că mâncare bună la școala militară. Aruncat! Cine e băiat deștept? Cine e băiat deștept?